Valeria, îți mulțumesc. Rămânem la același subiect și asta deoarece discutăm în continuare cu Stanislav Cebătar, criminalist și psiholog. Domnule Cebătar, bună ziua! Bună ziua! Așadar, avem acest caz cutremurător. O fetiță de 4 ani a fost găsită fără suflare în această dimineață. Vreau să comentăm un pic acest caz. E vorba despre 4 km distanță de casă pentru o fetiță de 4 ani. Cum e posibil, în general, să avem o asemenea tragedie? Cu părere de rău, vreau să menționez că la noi, în societatea noastră, persistă tradiția de a lăsa fără supraveghere copiii mici, de a-i trimite la grădiniță, la școală, la rude, fără însoțire. Fiindcând în statele dezvoltate, adică copiii sunt însoțiți până cel puțin la 12 ani. În cazul nostru, noi avem o fetiță de 4 ani, care este încă în vârsta decelușilor și care dorește tot să cunoască. Și nefiind supravegheată pe o durată mai lungă de timp, a pornit în căutare. A pornit să stabilească noi relații, să caute un nou teren de joacă. Și până la urmă s-a întâlnit cu problemele naturii, care până la urmă nu a putut face față. Asta este un scenariu, da? Un alt scenariu poate fi, adică că a fost adiminită de un adult și sub pretextul de a primi dulciuri, de a primi jucării, a fost luată și agresată și aruncată în acest răguleț. Pentru că 4 km este de distanță destul de mărișoară, de una singură, adică ea nu a putut parcurge, așa poate fi un alt scenariu, că de una singură ea nu a putut parcurge această distanță mare. Și a fost ademenită și a fost... O altă chestiune pe care aș vrea un pic să o discut aici, e vorba despre două sate destul de mari, Cornești și Bahmut, la distanță de 4-5 km unul de altul. În versiunea în care fetița a mers singură, prin sat, și poate a observat-o oamenii, poate nu, cât de deschiși oamenii sunt, în general, să întrebe ce se întâmplă cu această micuță și unde se îndreaptă, unde sunt părinții? În ziua de azi, oamenii sunt foarte rigiți, adică nu răspund la problemele altuia și de multe ori sunt indiferenți, de multe ori lucrurile le lasă baltă, așa cum sunt ele. Dar vreau să zic, până la urmă, adică dacă presupunem scenariul 2, că a fost adiminită de un adult, adică agresorii până la urmă sunt cei care, statistica ne demonstrează că agresorii sunt cei care vin din partea rudilor, 70% din agresori sunt cei care vin din partea rudilor, din partea cunoscuților, adică sunt niște oameni cunoscuți până la urmă. Aș vrea un pic să facem tangență cu cazul care a avut loc acum câteva luni, în luna august, atunci când Iasmina, o fetiță de 7 ani, a fost ademenită de unul dintre vecini și a rămas fără suflare. Sunt în pericol copiii în această societate, în circumstanțele în care ne aflăm? Sunt în pericol. Vă zic eu, cât va persista mitul că copiii mici se pot descurca singur, atâta și pot fi lăsați să se deplaseze singur sau sunt lăsați pe o perioadă mai lungă de timp acasă, fără supraveghere, atâta vom avea probleme. Mâine începe și vacanța, copiii vor fi liberi de școală. Care ar fi câteva recomandări ca să îi ferim de aceste riscuri? Copiii, în primul rând, copiii trebuie supravegheați. Nu lăsați acasă în voie lor, adică trebuie să supravegheați. Trebuie de format o agendă, trebuie inclus în activități, la niște măsuri extrașcolare, trebuie monitorizați sau ghidați să meargă la un film, la un teatru, dar nici într-un caz nu trebuie să lăsați de unul singur acasă. Pentru că, mă rog, asta e vârsta cea mai vulnerabilă, dacă vreți să spunem. Domnule Cibotar, vă mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Vă reamintesc că am discutat cu Stanislav Cibotar, criminalist și psiholog.